Vremea s-a grăbit în acest an și dă impresia că este deja luna aprilie. După un episod destul de rece cu ninsori abundente, vremea se încălzește accentuat, iar maximele ajung până la 18 grade Celsius la Giurgiu, ceea ce înseamnă că regimul termic se va situa în general peste cel multianual specific perioadei. Aspectul vremii va fi foarte, foarte cald pentru această perioadă, având în vedere că venim după un episod destul de rece și cu zăpadă destul de abundentă și un strat destul de gros. De s-a topit zăpada. Calendaristic ne aflăm încă în anotimpul de iarnă, așa că probabilitatea de ploi și precipitații mixte este destul de mare. Totodată, datorită inversiunilor termice, cald pe timpul zilei și rece pe timpul nopții, este prezent fenomenul de ceață, mai ales dimineața. Ninsori semnificative ca să se depună strat de zăpadă și nu vom mai vorbi despre așa ceva. Că o să mai fie o lapoviță, că o să mai fie o fulguială, ceva de genul, se poate întâmpla. În luna martie este imprevizibilă și se poate. Și am avut în anul trecut sau acum 2 ani, ceva de genul, când pe 25 martie am avut strat de zăpadă. Se estimează un regim al minimelor destul de ridicat. Acestea nu vor mai fi negative, ci vor ajunge și până la 5 grade Celsius. După topirea zăpezii, umiditatea din sol este abundentă, iar vântul ajunge până la moderat, suflând cu viteze de 10-11 metri pe secundă.